25 de ani suntem prezenți în România. De 25 de ani, românii au încredere în noi și ne primesc în casele și birourile lor. Astăzi, peste o jumătate din familii din România au ales serviciile Digi, ceea ce ne face numărul 1 pe piața de cablu și internet. Promitem să rămânem conectați la aspirațiile lor. Promitem să continuăm să oferim servicii de cea mai înaltă calitate, nelimitat, fără granițe. Fără granițe, pentru că și astăzi suntem în topul celor mai mari operatori de telecomunicații din Europa. Ne dezvoltăm continuu. În asta credem noi, managementul și cei peste 15.000 de angajați ai grupului. Din 2010 până în prezent, am investit peste 2 miliarde de euro în tehnologii avansate. Anul acesta țintim o cifră de afaceri de 1 miliard de euro la nivelul grupului. Aceste rezultate ne bucură nespus și ne motivează să mergem înainte. Oamenii de afaceri de succes știu că fără decizii curajoase pierzi oportunități uriașe. Noi am decis să ne listăm la Bursa de la București, o listare care a rămas în top 5 tranzacții ale României în anul 2017. Am decis să susținem piața de capital din România, piața principală a operațiunilor noastre, care contribuie cu aproximativ 70% la veniturile consolidate ale grupului. Este una dintre dovezile noastre că avem încredere în potențialul economic al României. Suntem o companie care a uimit prin creșterea susținută și mai ales robustă. O arată comportamentul nostru financiar. Nivelul mediu de îndatorare este sub media europeană în industria telecomunicațiilor. Suntem un partener credibil pentru finanțatori, furnizori și industrie în ansamblu. Și nu ne vom opri aici. Noi la Digi, o companie mare, investiția în tehnologie este la fel de importantă ca și investiția în oameni. De aceea am reușit în decursul ultimilor ani să ajungem la o rețea foarte densă de fibră optică, care împreună cu noile dezvoltări pe care le-am reușit în rețeaua mobilă, să ne ducă către societatea Gigabit și către societatea 5G. Îmbinând cele două tehnologii, reușim astfel să le oferim clienților noștri orice posibilitate de alegere pe care și-ar dori-o în viitor. Nu în ultimul rând, baza pentru serviciile viitoare o constituie și acoperirea rețelei. Am reușit să ajungem la 7 milioane de case acoperite atât în România cât și în Ungaria și nu dorim să ne oprim doar aici. Viitorul ne așteaptă cu noi provocări. Lumea este în mișcare. Noi traversăm frontiere în milisecunde. Conectăm oameni. Conectăm afaceri. Conectăm idei. Cu noi sunteți conectați nelimitat.